minute în lipsa lui Balaure. Da, s-a rezolvat problema cu soarele. Ce frumusețe de gol! Apăra mai bine cu soarele în față. No, ăsta e golul lui Pap. E golul lui Pap. Zici și tu că a dat foarte bine Iani Stoica la primul său gol. Ce minunăție! Zici că trece prin portar mingea asta. Chiar când voiam să zic că nu mai deranjează în mod normal soarele, cum s-a întâmplat până acum în repriza asta a doua pe Pap. Era mai bine cu soare. N-ai cum să iei gol. N-ai cum să iei golul ăsta, Pap. N-ai cum să-l iei, știe și el foarte bine, suficient de experimentat. N-ai cum prins să iei pe contrapie, prins pe contrapie, aici se ducea în partea opusă. Era atent la cealaltă bară. A plonjat târziu. Golul lui, e gol de portar. Asta este ca și cum ar fi scăpat mingea în poartă. Tot aia. El a lăsat colțul zidului, cum se întâmplă, a vrut și să stea puțin pe colțul ăla, că s-a gândit că nu va da pe colțul portarului și dă voie să spun că și-a luat-o. Iată Pozna. Și-a luat-o. Bun, Bodișteanu, Moadib, mai multă tehnică în jocul Botoșanului în ofensivă, odată cu intrarea lui Moadib, Florescu mai degrabă.